To prevent conflict is to ensure that we never use nuclear weapons. Scopul nostru este să prevenim conflictul și să nu mai folosim atât de multe arme. NATO trebuie să protejeze și să păstreze pacea în lume. Și am făcut asta de mai bine de 70 de ani. Am avut de a face cu probleme în legătură cu armele nucleare, dar nimeni nu a folosit acest lucru și trebuie să evităm acest lucru. Orice atac la granița NATO va genera într-adevăr un răspuns din partea noastră și va trebui să prevenim orice fel de atac. Dar ce este mai important acum, când trăim în vremuri mult mai periculoase în estul Europei, care pot afecta, aceste conflicte pot afecta și restul lumii, ceea ce ne face pe noi să ne mobilizăm și să ne înstărim și mai mult protocoalele și tot ce ține de organizarea noastră. How much do you think that the participation and determination of the US is reliant on the political cycle? Cât de mult credeți că implicarea Statelor Unite poate influența ceea ce se întâmplă la momentul actual în lume? NATO și Statele Unite ale Americii au o strânsă legătură și se susțin. Sunt foarte multe discuții legate despre schimbarea climatică și despre mandatul lui Trump, dar trebuie să ne axăm mai mult pe alte lucruri în momentul acesta. Congresul american trebuie să rămână fidel lui NATO. Dacă în momentul de față Statele Unite este îngrijorat cu ceea ce privește starea Chinei din momentul de față, China, Russia doesn't have anything like that. And together we are 50% of the world's GDP, 50% of the world's military might. So as long as we stand together, North America and Europe in NATO, we are safe. Europa, Statele Unite și NATO trebuie să rămână împreună pentru a depăși aceste momente grele. Ați folosit aceste cuvinte de a sta împreună și de a rămâne împreună. Of the same mindset. There are differences. Dar ce înseamnă acest lucru? We are 30 allies, soon to be 32 with Finland and Sweden. Suntem 30 de aliați, în curând 32. Și de-a lungul istoriei am avut într-adevăr diferențe de opinii în momentul în care au apărut anumite crize. France leaving the military cooperation in NATO in the 1960s, we had the disagreements on the Iraq war. Am avut aceste diferențe de opinii încă din anii 60 și de asemenea sunt diferențe de opinie și astăzi. Dar în ciuda acestor opinii care se contrazic, tot simțim nevoia și avem acest gând că trebuie să fim împreună și să ne protejăm unii pe ceilalți. Facem totul împreună pentru că avem nevoie de NATO în această lume din ce în ce mai periculoasă.